Servus, Coco. Salut, Servus. Lia. Long time no see. Long time no see, long time no dance. Oh, da, da. Numai în bucătărie. Și oriunde se mai putea. Da, ce ai mai făcut în ultimii 2 ani? Ultimii 2 ani? Deci a fost, ultimii 2 ani a fost 2021 și 2020. Deci, și, 2000... și 2019. Sfârșit? Sfârșit de 2019. Pe ultimii 2 ani nu au fost grozavi pentru nimeni, inclusiv pentru mine, fiind artist freelancer. A fost relativ brutal în ceea ce a privit munca, colaborările, comenzile, proiectele. Da, bine, fiind, știi, după cum știi, specializată pe afișe de evenimente, concerte, festivale, ce mai prindeam pe acolo, pe ce mă mai afirmam în ultima vreme, alea s-o cam terminat, deci mai greu. Da, am încercat să învăț skill-uri noi, învățat niște After Effects, a fost o ocazie bună să... Da, a fost prima dată când am putut să mă concentrez pe un proiect personal, pe ceva ce nu ținea de o comandă sau o colaborare sau un... Da. Am stat și am desenat de ale mele chestii pe care n-am avut ocazia să o fac, sau timp, sau așa. A fost drăguț. Măcar atâta. Tu? Cam aceeași situație inflamată de care ai povestit și tu. Ultimii 2 ani au fost ciudați. Mi-aș fi plăcut să avem povești mai animate de împărțit de data aceasta, dar a existat și o luminiță la capătul tunelului COVID, care încă nu pare să apară. Da, încă să așa. Yeah. Da, și situația e ușor stresantă, să zic așa, și pe viitor. Dacă nu ar fi fost pandemia, aș fi ajuns și eu să am giguri mai multe prin țară, ca Mitsubishi, să, nu știu, să-i dau puțin avânt acestui alter ego, poate la mod internațional, dar n-a fost să fie. Networking-ul a fost o problemă, cred că și pentru tine și pentru mine, deci... Da, când toată lumea a devenit așa, silent. Cumva da. a fost bizar, așa, un pic ireal. Da, silent și la fel cum ai spus și tu, m-am orientat spre, nu știu, dezvoltarea sau aprofundarea skill-urilor pe care le aveam deja. De la dance floor DJ am trecut la bedroom DJ mai mult. Ai făcut și tu un live de ăla? Nu am live făcut live. Nu? Nu. Această discuție e printre primele discuții cu cameră în față la care am avut curajul să particip. Da, e o provocare. Yeah, I know. Și, nu știu, mi-am dezvoltat un proiect pe SoundCloud numit Stereo Moods, chestii mai chill, până atunci... Până prin februarie, martie 2020, trăiam viața în mod mai accelerat. Căutam the next big thing și the next strong hit și cred că am ajuns la un ritm mult prea accelerat pentru propriul meu fel de a fi. Ce înseamnă asta? Da, nu știu, petrecut foarte mult, multe opțiuni, dorință de a exploata, dar totuși nu aveam weekendurile în care să mă odihnesc, să stau în pijamale, poate toată ziua și, nu știu, să învăț o rețetă nouă, să trag un mix mai chill sub 100 BPM. Uh-huh. Dar pandemia cam mi-a acordat această șansă, într-un mod forțat. Și, nu, încerca să fie și petreceri incognito, dar da. Am lucrat cumva și la dezvoltarea conceptului de house parties, într-un fel sau altul. Prieteni apropiați, bineînțeles, și
rafinarea sentimentului de coziness. Da, da, întotdeauna mi-a plăcut. Adică nu trebuie să ai neapărat party-uri de 500 de oameni ca să simți așa un pic spiritul la festiv, nu? Absolut. Mi-ar plăcea foarte mult să se dezvoltă și alte concepte la nivel local, cum ar fi day parties sau... Da, și mie mi-ar plăcea. Day parties în aer liber. Yep, da, exact. Un breakfast, niște drink-uri sănătoase, uh-huh, niște smoothies și, nu știu, poate un disco, un sunny house, ceva. Niște drink-uri non-alcoolice. Exact. Exact, un apio acolo, în loc de pai. Un green shake de ăla, așa. Da, da. Conceptul ăsta, am avut tangență prima dată cu el în Londra și... Why not? Da. Și, da, ce să zic, sper că lecțiile noi din ultimul an o să se transforme în ceva palpabil în următorii 2 ani, poate. Să sperăm că încet, încet ne vom reintra într-o nouă normalitate și o să putem face ceva și creativ, nu știu. Da, cam totdeauna se poate face ceva creativ, atât dacă nu-ți oferă chiar avântul de care ai nevoie și condițiile și așa mai departe. Toată lumea un pic cam retrasă mai nou, inclusiv eu acum e așa una dintre puținele ocazii de socializare pe care le-am avut în ultimii 2 ani, deci eu am fost așa un pic mai retrasă decât toată lumea din Cluj. Am văzut, toată lumea era la house party chestii, am stat așa acasă. Trebuia să te invit. Da. La asta. Nu știu dacă veneam, aia e chestia. Eu am fost un pic mai stresată decât restul. Dar nu e o problemă, da. Acum, cu toată, pentru că mai că e medic la infecțioase și așa mai departe și cumva mi-am asumat responsabilitatea asta mai mare ca să-i respect un pic munca, știi? Pentru că lucră ture de 12 ore, e super stresată și am zis o să fiu cu minte, nu-i nimic, hai să faci asta dacă mai repede. Și nu a fost rău. Sincer să fiu, nu pot să zic că a fost cea mai rea perioadă din viața mea, fiindcă a fost pandemie. Te obișnuiești, nu cedezi sentimentului de panică și așa mai departe și faci rai din ce ai, știi? Da, fair. Da. Și cu muzică și spiritul festiv. Ce? Nu știu. Play DJ. Play DJ. Nu, play DJ. Da, spin it. Da. Toate chestia cu muzica și spiritul festiv a fost ok. Am reușit să-l adaptez și acasă. Așa cum ar fi, știi cum erau jocuri de cabană, cum ar veni. Nu poți să ieși afară, dai o carte, pui niște muzică, te uiți la un film. E ok. Da. Și ce te motivează în ultimul timp, să zicem? Sunt foarte curioasă de cum ai reușit să treci peste, nu știu, la începutul pandemiei, mi se pare că a fost o perioadă care ne-a cam secătuit de creativitate pentru mulți dintre noi. Pe mine din contră. Eu am fost destul de... Cumva, în asta nu pot să fac... Adică lipsa de posibilități mi-a dat așa un fel de sentiment de confort, să zicem. Am fost, după cum am zis, a fost fericită să am ocazia să fac, așa, n-am comenzi, ok, bine, hai să... Tocmai terminasem cu un proiect și am zis, în sfârșit am ocazie să desenez ceva, posibil să-mi dau eu o temă. Și am făcut colecția aia cu măști, de-am scos și toate tricourile alea. A fost ok, mi-a prins bine. Și schimbarea e totdeauna ceva fresh. Chiar dacă nu e una bună, tot îți dă un fel de elan să faci ceva sau să te adaptezi. Da, cred că schimbarea implică flexibilitate în cele din urmă. Uh-huh. Și aia nu e nici bună, nici rea. Cred că mai degrabă bună. Mi-a fost și impulsul ăla să nu devii teribilist și dramatic și panicat și așa mai departe, știi? Hai să facem opusul,
fim cât de optimiști putem. Am văzut, urmăresc lucrările tale, am văzut și, hei, ne știm de câți ani? Mă, de mulți! Ne-am cunoscut în shelter. Nu sunt chiar 10, ne-am cunoscut în shelter. Da. Și dacă stau să mă gândesc, nu știu momentul exact în care am făcut vreodată cunoștință. Ne știam pur și simplu... Din vedere, cum se zice. Around. Da. I notice you around. I find you. Da. Da. Good times. Ce ai mai făcut? Mi-ai spus că ai încetat să mai faci afișe pentru evenimente din motive evidente. Da. Dar eu așa te-am cunoscut, de fapt, pe tine, făcând afișe pentru evenimente chiar mari, pentru turnee a trupe autohtone destul de mari. S-a ajuns acolo. Treaba cu shelter a fost cumva o rampă de lansare, deci... Cum am ieșit din facultate, am început să desenez, practic. Și acum mi-am amintit zilele astea că, de fapt, primul afiș pe care l-am făcut, care era un afiș pentru un party care s-a ținut în shelter, a fost pentru un party de dub și dubstep pe care îl făcea Nerub și Zo. Așa, Zo cu Nerub, da, și spunea Joase. Da, Joase, wow! Da. Și atunci a făcut, cred că, primul afiș ilustrat, așa, dintr-o distracție, cumva. Am făcut o glumă cu Nerub și am zis, las că fac eu afiș pe gluma asta, și am făcut primul afiș. A fost pus acolo pe event, pe Facebook, a avut vizibilitate, le-a plăcut la oameni și după aia, bine, făceam și foarte, foarte ieftin. Așa, și chiar vreau să fac, chiar totdeauna am vrut să fac artwork legat de muzică. Coperte de album, afișe, orice are legătură cu un concert sau o trupă sau cu muzică, aș fi vrut să fac. E toate chestia asta de a ilustra muzică pe mine m-a atras de una, a fost așa un sweet spot între două domenii care se leagă frumos. Așa. Și țin minte că eram în Erasmus și am primit un telefon de la Dragoș. M-a întrebat dacă vreau un job și dacă vreau să fac afișe la shelter pentru evenimente și am zis da. Dar nu știam exact în ce mă bag, că aveau evenimente 5 zile pe săptămână și eu abia știam Photoshop și dă-i. Dar a fost super fain, am învățat o grămadă de chestii, a fost mega distractiv și exact ce-mi trebuia. Deci cumva ăla ar fi fost jobul ideal pentru mine. Dacă era. Mă rog. Dacă era. Hai că am fost în aceeași oală. Da. Da, a fost, era un volum foarte mare de lucru. În momentul ăla nu mă chiar descurcam, dar până la urmă am reușit să simt pasul și a devenit așa, o plăcere. Și vizibilitatea aia m-a făcut să primesc mai multe proiecte, să fiu mai încrezătoare. Te-am remarcat. Și party-urile tale erau printre preferatele mele evenimente la care să fac afiș. Mulțumesc! Da, tot timpul era ceva cu neon și roz și tipe și pac și... Avea identitate destul de puternică încât să fie foarte plăcut să ilustrezi un concept. Da, știu că tu ai și cochetat cu metoda colajului pentru câteva din afișele noastre. Da, cumva din nevoie, că trebuia să fie rapid și nu vreau niciodată să iau ceva de pe net care exista deja, vreau să creez o imagine și ce metodă mai bună decât un colaj. Și ce te inspira așa? Mi-ai spus că voiai să îmbini muzica și designul, culoarea în sine, prin afișe. În momentul în care începi să creezi un afiș, ce ai în minte? Asculți muzica respectivă? Cum folosești culorile? În funcție de ce? Păi, în primul rând, trebuie să mă gândesc la un concept. Trebuie să aibă un punct de pornire și trebuie să aibă o anumită narativitate, cum ar veni. Bine, conceptul vostru era deja destul de pus la punct, era așa... Era toată ideea asta de femeia fatală și așa mai departe. Sunt multe simboluri și imagini care pot fi folosite și pot fi colate împreună. Acum nu știu să zic așa super specific. De obicei vine cumva pe moment și...
învârt imaginele până când ceva arată așa perfect și atunci știu că e bine. Picuiește cu tine. Da, dar în rest, când făceam afișe pentru concerte, bine, nu puteam să știu toate trupele de stoner și de psychedelic care mai veneau și atunci le ascultam și mă inspiram ori din numele lor, mai căutam niște piese, vedeam niște versuri și ceva ce făcea legătură cu, nu știu, cu orice subiect din cultură, din pop culture sau din mitologie sau din orice domeniu care, care putea fi ilustrabil și se găsea și în identitatea trupei sau a concertului, atunci mă legam de ideea aia și dezvoltam pe ea. Într-un stil care, și într-o estetică care să fie potrivită pentru stilul de muzică pe care îl cânta. Am văzut că tu ai oricum amprenta ta proprie. Când văd un afiș sau când chiar și în trecut, când vedeam... Asta e cel mai bun compliment. Păi... pentru un grafician e cel mai bun compliment. Ai amprenta ta proprie, ai... Super. Da, da, claritate, nu știu, mi se pare că și personajele pe care le ilustrai aveau o anumită, nu știu, formă sau erau așa cartoonish in a peculiar kind of way. Cred că ai ajuns la asta prin mult rafinament și mult exercițiu, nu? Hai, mă glorifici un pic. Nu te glorific, mi-aduc aminte de evoluția naturală a afișelor tale și mie cel puțin, fiind cineva din exterior și vorbesc obiectiv, în momentul în care sunt pusă cu mai multe afișe în față, pot să-mi dau seama care e al tău. Ar trebui să discuți mai mult cu oameni. Uite, te-am spus că nu ai fost sociabilă în ultimii 2 ani aproape și... Da. Te pun acum față în față cu munca ta, deci... Și tu, a venit și momentul ăsta. Păi nu numai la dans, și la muncă. Mhm, da. Ce pot să zic de stilul ăla de care zici tu, de amprenta mea? A fost, bine, pe de-o parte mi-a venit cât de cât nativ, dar în același timp a fost din nevoie. Multe din caracteristicile stilului au fost dezvoltate din lipsă de timp, practic, știi, cumva. Trebuie să fac ceva repede, dar și prezentabil și oricum sunt destul de obsesivă cu detalii și așa mai departe și s-o cristalizat o treabă din toate chestiile astea. Pe parcurs am devenit un pic mai bună, m-am descurcat mai bine, am putut să lucrez mai rapid și așa că am putut să adaug din ce în ce mai multe detalii și chestii și cum... nu știu, eu depun... este o cantitate destul de mare de răbdare în ceea ce lucrez pe care nu am neapărat în viața reală, deci cumva se compensează, nu sunt o persoană foarte răbdătoare, dar când vine vorba de lucru, atunci sunt hiper-perfecționistă și așa. Să știi că căutarea amprentei proprii e valabil, mi se pare, pentru fiecare artist care se respectă. Fie că faci graphic design, fie că faci muzică, și pentru mine un super mare compliment să vină cineva să-mi spună: hei, ai început să pui muzică, am și recunoscut, nu știu, sound-ul și văd prietenii și vin în față și dansează. E cea mai mișto chestie da, pe care da. Poate să te spună cineva in the end. Și eu, probabil, într-o altă viață aș fi pus muzică, sincer să fiu. Mi-ar fi plăcut. Ce fel de muzică totdeauna, ai fi pus? Dacă totdeauna ai fi fost DJ. Am impresia că DJ-ul se distrează cel mai bine la o petrecere, așa nu contează câți oameni sunt în față, DJ-ul totdeauna se distrează cel mai bine. Pentru că își pune muzica care îi place, pentru că e acolo în controlul situației și... Ce muzică aș fi pus eu? Nu știu neapărat, adică probabil mai multe chestii. Încerc să-mi dau seama ce muzică am ascultat în ultima vreme. Știu că într-o vreme ascultam și o grandă electronică, dar cumva m-a oprit din ascultare electronică și am trecut pe discografii. Dacă îi să mă uit în Spotify-ul meu, totul e destul de nostalgic și... asta nu chiar ajută neapărat. Cred că dorința de a explora trebuie să vină natural. Adică cu toții avem obiceiul să revizităm anumite perioade muzicale,
pentru a ne face să ne simțim mai bine sau a depăna amintiri când nu avem ocazia să ne întâlnim cu prieteni, să facem asta face-to-face. Plus că oamenii reacționează la lucruri pe care le știu deja, care le amintește de anumite chestii. Eu mai degrabă aș pune accentul pe chestia asta și pe groove și pe melodie decât pe toată ideea asta de, cum să zic, de a bate același ritm așa în continuu, știi? Trebuie să fie un pic chestia, trebuie să fie un pic de instrumental, de ritm, de... nu ritm. Da, groove, exact. Da, da, așa. În lipsa altui cuvânt, da, trebuie să fie groovy. Te-aș vedea punând muzică, nu știu, disco sau disco house. Mm-hmm. Așa mi se pare că e. Sau, da, da. Vedea pe mine? Da, e. Eu spun așa opinia mea. 80s, new wave, pari genul. Da? Probabil e freza asta nouă pe care mi-am tras. Îți vine bine. Da, aș putea să spun. M-aș vedea și... orice e cât de cât nostalgic, mie îmi place. Și cred că ai o grămadă de caracteristici de-astea în ceea ce pui. Bine, lăsând la o parte faptul că... Asta era conceptul partelui vostru. Da, cu pisicoancele întunecate... Mm-hmm. Era o altă treabă, aparține de domeniul trecutului, dar cum ai spus și tu, trecutul are o valoare sentimentală destul de mare și, hei, uite că e un concept care a rămas și în mintea ta și 2021 și încă vorbim despre asta. Da, așa e? Da, da. Da, da, asta cred că... Acolo se vede unde sunt unele chestii timeless și altele care sunt trecătoare și doar niște faduri. Yeah, timeless, da. It's quite the word. Mm-hmm. Da, pisipancele întunecate, cam în perioada aceea ne-am cunoscut, de fapt, și noi. Hai că a fost o perioadă bună. Da, a fost o perioadă bună în 2012, aproape 20, sfârșit de 2019. M-am și uitat chiar, eram sigură că o să ajungem să deschidem puțin subiectul acesta. M-am și uitat pe pagina pisipancelor. Și ultimul eveniment oficial cu mine și cu Maria era în 2019 noiembrie și am mai avut o încercare, nu știu, comunitatea pisipoancelor întunecate a fost destul de solidă până într-un anumit punct, adică am dus-o împreună cu Kiss the Voice and Make Them Die 8 ani de zile și ca și orice eveniment, concept, cred că ajungi la un pic. Și after the peak, there's the downfall. Mm. Nu au cum lucrurile să se păstreze la un nivel de glorie constantă. Și în paralel am mai început un alt concept, Discodein. Concept care era destinat cafenelelor, de fapt, și locațiilor mai intime. Ne-am fi dorit foarte mult să restrângem sau să reformăm comunitatea veche cu lume nouă, de fapt. Dar n-a fost să fie, a venit pandemia și... Un pic cam greu, da. Da, am realizat și noi că de la început, cu toții am început să petrecem la 21 pic de ani și în 8 ani de zile publicul se maturizează. Sau au alte priorități, poate nici experiența clubbing-ului nu e la fel de satisfăcătoare pentru ei. Adică nici pentru mine nu mai era. Eu n-am mai reușit să țin pasul cu, nu știu, tinerii, noua generație care au venit din spate cumva și... N-am mai reușit să țin chiar pulsul pe toată scena clubbing. Era destul de ciudată și fragmentată la un moment dat. Mm-hmm. Adică și eu am ieșit din... Cred că avem cumva la origini același baseline tu cu mine, concerte live, adică un background în rock și metal, dacă nu mă înșel. Și eu ascultam rock și metal în adolescență și în liceu. Bă, și se făceau toate parturile cu 90s și The Rock is Rolling Show. Da.
Those were the days. Da, da, acolo mă regăseam și acolo probabil încă mă regăsesc, deci... Da. Vremurile... Mă rog, deocamdată apun să cine știe când fac un comeback. Da, probabil va exista o ciclitate și în ceea ce privesc evenimentele de genul. Dar nu cred că le vor mai organiza aceiași oameni. Eu m-aș bucura foarte mult ca să vină cineva mai fresh, cu mai multă energie. Aia, da, trebuie cineva să le facă cool, da. Da, și în cele din urmă simt că poate, deși încercarea mea de a mă adresa generațiilor mai tinere are, nu știu, un imbol pozitiv acolo, in the back of my head, eu n-o să am skillurile potrivite prin care să mă fac înțeleasă. Oh. Și asta ar fi, nu știu, TikTok, social media în sine. Eu și TikTok nu o să fim niciodată prieteni și nu. N-am să forțez nota asta, pentru că îmi ies din zona de confort atât de mult încât devin, poate, nu știu, stângace. Da, posibil. Că... Sau nesinceră. Sau așa. Da. Sau așa, asta ar fi un pericol de care m-aș feri cât de... Da, acum toată lumea spune să ieși din zona de confort ca să faci progres, dar dacă ieșirea din zona de confort înseamnă să-ți compromiți sinceritatea, nu știu ce să zic de manevra asta. Da, așa e. Cam așa și eu, da. Da, da. Mi se pare eu că să... generațiile mai tinere le vine mai natural să jongleze cu ce le oferă social media, dar nu-mi dau seama la ce preț. Și spun asta și spun așa dinozaur, dar that's not for me. Serios! So old school! Păi na, generațiile mai tinere chiar au crescut cu internetul și cu astea, noi nu. Da, noi suntem generația cu cheia. Nouă încă ni se pare artificial internetul și altora li se pare chiar așa. Cum te înțelegi cu internet, cu social media, în mod special? Nu neapărat foarte bine. Nu că nu ne înțelegem, dar pur și simplu avem foarte multe puncte în comun. Încerc și eu să... Bine, un pic în mod încăpățânat, reneg toată chestia asta cu promovare de sine pe rețele social media. Nu-mi place... Orice promovare de sine eu o văd așa ca un fel de spam și așa... Nu vreau să spamez. Dar la un moment dat o să trebuiască să... Să mai pun și eu piciorul în prag și să mă promovez un pic mai bine pe internet, că dacă așa se face acum, așa se face, nu? E de parcă, dacă eu o să zic, mie nu-mi place chestia asta cu social media, nu o să mă asculte nimeni și nu o să spună, da, te înțeleg, da, o să te promovăm oricum. Nu, trebuie să o faci singură. Și, nu știu, uite, tocmai acum, ieri, din fericire, am terminat după 3 luni de lucru intens, am terminat de lucrat la o colecție de NFT-uri. Da. The hype, ok. Da, the hype. Bine, acum nu eu am venit cu the hype, eu am fost cumva... M-au găsit niște băieți care vrea să facă chestia asta, avea nevoie de designer, de ilustrator și eu am zis, da, mă bag. Pentru că în momentul ăsta, sincer, să fie orice proiect ăsta acolo, știi? Orice proiect, orice ocazie de a lucra ceva, trebuie să o iau, pentru că times are tough și a freelance designer nu-i chiar the career choice you want, neapărat. O faci din pasiune, dar trebuie să te descurci, na, trebuie să faci ce să se... Nu poți să fii pretențios, neapărat. Bine, întâmplarea face că mi-a plăcut foarte mult să lucrez la treaba asta și a fost o colaborare chiar ok cu niște oameni super ok, profi și așa mai departe, dar uite că m-am trezit aici punând piciorul în piața artei digitale, acest nou domeniu care ia amploare așa de tare acum și eu abia că știu ceva despre el, știi? Deci asta poate fi un lucru care să mă propulseze, asta poate fi un lucru care... Acum depinde de mine, dacă mă duc mai departe sau rămân în nișa mea nostalgică și așa mai departe, toate cele. Și să înțeleg că ești într-un moment de cumpănă? Nu neapărat, nu. Eu am mai degrabă, I just go with the flow. Și fac
ce proiect primesc, încerc să fac cât mai bine posibil, încerc să progresez cu fiecare proiect. Nu-mi place să fac ceva așa de agat. Asta e o chestie care nu-mi place neapărat în domeniul ăsta de design sau ilustrație sau orice creativ așa pe grafică. Mai ales la noi, nu-i foarte educată lumea pe ce înseamnă identitate vizuală, știi, și design și așa mai departe. Și majoritatea să cumva fac ceva și las că e bine și așa. Și dacă ar fi să schimb ceva în domeniul ăsta, aș schimba atitudinea. Numai că, în același timp, nu pot să le zic la oameni, uite, asta e fain și asta nu-i fain. Și asta e o compoziție bună și asta nu e o compoziție bună și asta e un font fain, potrivit pentru acest tip de lucrare și ăsta noi. Da, mă rog. Așa e aici. Te lovești de multe ori de clienți dificili sau... Nu. Acolo, deci unul din motivele pentru care am continuat să fac asta e că am avut colaborări reușite, armonioase, majoritatea proiectelor au fost super ok. Nu mai amintesc o experiență super nasoală pe care să vă zic, pentru că n-o prea fost. Bine, m-am lovit de obstacole, normal, numai că asta vine așa, cu jobul, știi? Nu merită să te plângi așa, să te lamentezi. Există dificultăți și le depășești. Da, prin spirit proactiv, prin profesionalism și prin interes. Adică atunci când ești interesat de un proiect, se chiar simte, știi? Și feedback-ul vine cumva natural. Dar dacă ești dezinteresat și clientul, de exemplu, vede că tragi de timp sau faci ceva așa de amaca, atunci intervin dificultățile, numai că am încercat unea să fiu profesionistă. Okay. Altfel nu mă suport, deci... E să înțeleg că ai o etichetă destul de bine pusă la punct, profesională, mă refer, de care totuși ții. Da, țin foarte mult de ea, sincer să fiu, că nu văd cum s-ar putea altfel. Altfel se pierde timp. Deci să pierzi timp pe un proiect e cea mai dureroasă chestie. Trebuie să existe comunicare, trebuie să existe... Și clientul trebuie să coopereze cu tine, știi? Absolut. Da. Și atunci totul merge mai armonios, pe etape, frumos și nu se pierde timp. Da, ce vorbești tu aici, nu știu, pare utopic. Adică prietena mea cea mai bună și ea e graphic designer și... Da, lucrează pentru o parte de oameni creativi cu care reușește să se înțeleagă. De regulă sunt cei mai apropiați cu ea. Ceea ce privește vârsta și sunt și alții imposibili care nu prea găsește un punct comun, dar... Dar și e freelancer? Da. Da, e freelancer. The world of freelancing, din ce-mi povestește lumea din jur, e pretty tough. N-aș putea să fac asta niciodată. E destul de nasol, e greu să te întreții un pic din chestia asta. Am noroc că-s clujancă și nu trebuie să mă chinui cu chiria și chestii de astea, știi? Okay. Acum, da. În același timp mă bucur, știi? Altfel n-aș fi putut să progresez pe ceea ce fac pentru că aș fi fost preocupată cu multe alte probleme serioase, reale și n-aș fi avut timp de asta. Dar în același timp n-aș vedea, nu văd ce aș face cu viața mea, sincer să fiu. Ești norocoasă. Tot asta o să vreau să fac. Da? Ești norocoasă, cred. Da, mi se pare că sunt atât de mulți oameni care... Da, e ok să fii într-o constantă căutare în viața ta, să găsești acel ceva care te definește pe tine, caracterul tău și, nu știu, potențialul tău ca om. Dar chiar și eu uneori mă întreb, what am I doing something right? Am I doing something wrong here? Nu știu, ești mai tânără decât mine și... Oricum, vârsta e relativă. Așa. Dar ești printre puțini oameni, ok, puțin, de fapt, care pot să zică, da, uite, asta e chestia pe care vreau să fac, îmi place să fac și nu cred că aș fi făcut altceva dacă nu era asta. Acum, dacă aș fi obligată, probabil că m-aș reprofila. Bine. Pe ceva, nevoia, știi? Nevoia ne schimbă. Da, da. Asta așa e.
mai ales în contextul actual din România. Uh-huh. Mi se pare că artiștii, nu știu cum, tu ești în măsură să spui mai multe decât mine, dar e destul de greu pentru ei. Dacă nu le-ai nici pe vină încoa și nu știi să fii și incisiv, nu o să-ți cadă proiecte din cer sau... Da, mie cumva, jobul meu cumva funcționează pe bază de recomandări. Deci dacă fac ceva bine pentru cineva, probabil o să mă recomande și întotdeauna o să fie căutare de identitate vizuală, orice s-ar întâmpla, acum că e mai mare sau mai mică, sau mai deasă, sau mai frecventă sau mai rară. Asta deja sunt variabile, dar în principiu oamenii o să vrea întotdeauna un logo, un banner, un afiș, un ceva. Și dacă cineva mă recomandă, atunci... tot ce să mă recomande și altcineva și o să se perpetueze chestia asta. Bine, mai puțin în ultimii 2 ani, evident, dar... Ce e asta? Dar pe bază de asta funcționează. Am avut și norocul să am colaborări cu străini, cu niște nemți. Norocul sau norocul? E, norocul. Onoarea. Am avut norocul, dar chestia asta cu shelter a fost chiar super ok, dacă nu... s-ar fi întrerupt atât de abrupt concertele și evenimentele. Ar fi fost mai bine și m-aș fi văzut continuând pe asta mai mult. Dar acum dacă a venit o trupă străină în shelter și le-am făcut un afiș și le-a plăcut și le-au zis și prietenilor lor, s-a mai întâmplat să mă mai contacteze și alți oameni. Am făcut niște afișe pentru un festival de blues într-un orășel mic în Germania. Pentru mine a fost wow! Le-am făcut și copertă de album, că iau și o trupă. Ce și, trupă? Ce trupă? Se numesc The Big Swamp. Okay. Sunt niște tipi care cântă swampy blues și așa mai departe. Cred că pur și simplu se distrează așa cu trupa lor. Going with the flow, așa cum te duci și tu cu... creațiile tale. Și mă trezesc așa, mă trezesc așa cu așa, vine o trupă de grindcore și auzi că fac coperte de albume și așa fă-ne și nouă coperte de albume. Uite ce cântăm și așa, wow! Da, am avut o colaborare cu trupa Blutrina. Ai auzit de Blutrina? Nu? No. Sunt trupă de grindcore din Timișoara. Ok. Blutrină. Nu? Să-mi fie rușine. Adică eu sunt mare fană grindcore, Lia, da. Cred că e grindcore. Nu cred că încurc neapărat genul muzical pe care ăla e. Adică ar trebui să știi. Da. Niște tipi foarte mișto care mi-a cerut să le fac o copertă cu personaje din Looney Tunes zombifiate într-un cimitir. Da. Nice. Deci mai primesc și comentii astea și să așa, hai să o facem. Care a fost cel mai exciting proiect la care ai lucrat? Exciting... Tot te-au avut așa o doză de excitement. Dar mi-a plăcut foarte mult să fac identitate pentru Tattoo Expo, doi ani la rând. A fost fain că mă și știam cu Marius de la Buzz dinainte și a fost o colaborare super ok și super faină. Și de obicei când le place oamenilor ce fac pentru mine așa, e grozav și îmi dă cu atât mai mult avânt. Și, orice client care îți dă cât de cât libertate, dar în același timp și o idee despre ce ar vrea să facă, că nu poate să vină un client să zică fă ce vrei tu și după aceea să faci ceva să zică, dar nu-mi place. Știi? Da, și după aceea să schimbi tot în 12 ore. Da, acum n-am pățit chiar de asta, dar câteodată simți dacă ești pe o minte cu clientul sau nu, știi? Și când e ok, e ok. Și mi-a plăcut la Tattoo Expo să lucrez. În principiu la festivale mi-a plăcut să... Eu știam că e ceva mai mare, un eveniment mai mare. Și nu e numai un event care se întâmplă într-o seară și gata. Și cu Sorry Mom. Sorry Mom este o firmă de... produse de îngrijit tatuaje și periodic îmi mai dau așa câte o temă să facă un sticker pack.
Și aia e super distractiv de obicei. Sunt chestii mici, chestii mari, dar totdeauna sunt fun. Stickere, știu că am primit și eu cadou de ziua. Ah, da. Da. Ultima dată când ne-am întâlnit a fost din întâmplare pe stradă. Da, da, ne-am întâlnit pe lângă Bălcescu sau ceva. Ți-am complimentat tenis și am zis că îmi plac și... și pe mai chemat la ziua ta și n-am fost. Hai, ok. Și nu mai țin minte cum ți-am dat sticărele alea. Cum? Cum am făcut să ajungă la tine? Nu știu. A fost de mult. Da, mi se pare că s-au întâmplat atât de multe, dar în același timp atât de puține de când... Sentimentul ăla. Da, parcă timpul nu mai are linearitate și însemnătate. Toate zilele par la fel. Și când am discutat ultima dată, nu știam ce zi e, miercuri, joi. Cam așa a fost, da, ultima vreme. Dar, hei, avem și trecutul la care să ne gândim și viitorul la care să sperăm. Aspirăm, da. Da, ce crezi că... ce crezi că rezervă viitorul așa pentru tine? Pentru mine? Cred că depinde de mine și cu cine mă bag în seamă. Și cumva... Dacă sunt în stare să diferențez între drumurile care duc undeva și drumurile care nu duc niciunde. Din păcate, cred că domeniul ăsta de artă digitală și piața asta de artă pe criptomonede și pe toată chestia asta, eu nu pot să-mi dau seama dacă e cea mai tare chestie sau e o mega prostie. Deci, aș prefera, evident, să mă rezum la ceea ce știu, la afișe, la ilustrații și la identitate vizuală pentru chestii super concrete și palpabile și mai departe. Bine, în continuare visul meu este să fac coperte la albume și ar fi super, dar o să profit în continuare de orice ocazie mi se oferă, pentru că cam asta trebuie să fac. Așa o să reușesc să, mă rog, să pun cât de cât piciorul în domenii diferite și să am mai multe opțiuni. Și eu zic, trebuie să continui să învăț să fac chestii. Să mi ies un pic și eu din zona de confort, să învăț mai multă animație, eventual 3D și așa mai departe, să mă dezvolt. Tu? Nu știu. Totul depinde de cum se mișcă oamenii, cred că și ca și în branșa ta, de altfel. Mi-ar plăcea să-mi reiau planurile care mi-au fost lăsate pe pauză în februarie 2020 și martie. Și să continu pe partea asta cu muzica ca și Mitsubishi și să creez o comunitate, să ajut la crearea unei comunități underground în Cluj. Mi se pare că e nevoie de mișcare, de nume atât vechi care să continue să fructifice ideile și creativitatea de care dispun, cât și artiști noi. Și aș vrea să văd all those bedroom DJs să iasă la lumină la un moment dat, să cunosc oameni talentați, să îi ascult, să îi aud, nu știu, cum gândesc despre muzică, să îi ascult pur și simplu punând muzică. Mi-e foarte dor să fac parte din ceva și... Dar chiar eu vreau să întreb, scuză-mă. Te scuz. Că am văzut că acum ai trecut pe solo. Cum ar veni? Că până acum erai așa un duo. Până acum 2-3 ani. Exact, dar și îți plăcea mult să fii solo sau ți-ar plăcea iară să fii așa într-un duo dinamic? Nu știu, am și eu filme muzicale pe care simt că le pot expune doar existând sub acest alias. E foarte fain să împărtășești cu cineva o pasiune sau un ritm, dar sunt conștientă și de faptul că asta e o chestie destul de rară. Și momentan vreau să cred că mi-e ok așa,
cum sunt, dar există mereu posibilitatea unui back-to-back, dacă vrei vreodată să împărtășești. Bine, din câte înțeleg, deja îți place să fii solo. Da, îmi place. Da, și mie. Da. M-am obișnuit. Și ce să zic? Cred că oricum am ajuns să pun muzică solo în urma unei traiectorii destul de naturale. Adică nu mai reușeam să existăm într-un duo, într-un mod armonios, datorită trecerii timpului și unor factori firești. Știi, n-a fost ceva ce, nu știu, m-am simțit forțată să fac asta sau m-am supărat pe Maria și am zis gata. Nu. Dar îmi place. Cred că sunt destul de energică să fac asta singură și să dansez cât pentru 2-3 sau cât e nevoie într-un colectiv. Da, dacă îmi place că și e la Facebook acolo, știi, Mitsubishi Dancer. Nu, DJ, am a dancer și nu mi-ar trebui să mai aibă expectanțe de DJ de la mine. Dar, nu. Suntem pretențioși. Acum, na, și DJ, acum e un termen destul de... Unii înțeleg alte chestii prin DJ, știi, să fii DJ, dar să fii producător și să faci așa piese, să poți fi DJ să fii așa selector, cum ar veni, știi? Exact. Nu aia e așa, disc jockey, asta înseamnă DJ. Să pui piesă după piesă și să construiești un mood în funcție de asta. Exact. Nu trebuie să fii, nu știu, doar n-am... Să-ți faci tu acolo piesele în Ableton și așa mai departe, ca să poți să creezi o dispoziție faină pentru foarte mulți oameni. Datorită tehnologiei putem să facem asta, putem să și producem muzică. Eu personal consider că e foarte multă muncă depusă în creație muzicală. Mm-hmm. Eu nu am răbdarea potrivită pentru așa ceva, deși mi s-a spus de multe ori, hei, ar trebui să produci. Da. Ca să, nu știu, să ieși în evidență pe marea asta de DJ local, dar... You just wanna have a good time, așa. Exact. Da. Asta era principiul care ghida și pițipoancele și cu asta am și rămas din atâția ani. When it's just gonna stop being fun, I'm just gonna stop doing what I do and that's it. Simplu. Da. Ai zis exact ce au zis foarte multe trupe și artiști muzicali de-a lungul istoriei. Să fac asta cât o să fie fun și după aia nu mai. Da. Da, în cele din urmă ce să ai de demonstrat cuiva, oamenilor din jur, nu știu. Unii simt că vor să demonstreze ceva, dar nu, da, bineînțeles, înseamnă că trebuie. Sunt foarte multe power plays și scena din care fac parte și displays of ego pe care, nu știu, eu nu le-am înțeles personal, dar nici nu bat capul cu asta. Trebuie să te distrezi, be yourself și, nu știu, go with the flow, cum mai zici și tu. Da. Și vezi unde te poartă noaptea, DJ set-ul, ilustrația, culorile, you name it. Da, probabil că n-am. Aveai neapărat niște goluri așa super mega conturate. Așa, în 5 ani vreau să fiu la label-ul cu tare sau la... Așa, sau la studio cu tare. Cumva... Nu știu exact de ce. Unii oameni sunt un pic mai orientați. Eu personal nu neapărat. Dar în același timp este drive-ul ăla de a face chestii și de a le face bine. Și de a te distra, evident. Exact. Da. Mi se pare că ar trebui să fie, nu știu, cel mai straight to the point factor în dorința asta. Mi-a zis că mai vezi 10 minute ore să extragem ceva din, hai să extragem, din bol. Adică dacă tot e aici, te rog, tu prima. În față, nu putem să lăsăm așa. O, Doamne, ce o să fie. Îți place să-ți împărtășești munca cu alții sau preferi să treci neobservată? De ce? Răspunde tu și pe aia răspund eu. Sau răspuns tu la asta și eu îmi răspund la următoare. După ce răspuns tu. Ok. Bun. Da și nu. Depinde ce muncă. Așa. Și am și exemple concrete. Îmi place să împărtășesc, nu știu, poate un DJ set pe care
l-am împărtășit deja cu un public mai mare, pentru că oricum a rămas în memoria participanților, deci why not share it with the world? Am foarte mulți martori la succesul sau fail-ul respectiv. Dar în același timp am și, nu știu, mixtapes sau mixuri pe care le pun acolo pe SoundCloud in a very silent way, fără share-uri pe alte rețele de socializare și dacă cineva e curios vreodată, o să găsească nestemata aia și o să se bucure de ea. Deci, eu sunt introvertit așa, dar cred că depinde și de selecția pe care o expui în mixul respectiv. Da, relaționez perfect cu tot ce ai zis. Da. Da. Și acum puneți o întrebare. Știi că dacă am face schimb de locuri, spune-mi lucruri despre tine pe care ar trebui să-l știu. Asta e întrebare către tine, practic. Deci stai că te pun eu. Dacă am face schimb de locuri, spune-mi un lucru despre tine pe care ar trebui să-l știu. Știu multe despre tine, Elia, te-am văzut în club de multe. Dar uimește-mă. Un lucru despre mine pe care ar trebui să-l știi, deci e neapărat să-l știi. Nu știu, sunt introvertită, habar n-am. Te-am simțit. Noi ne înțelegem așa, avem o înțelegere tacită. Bun. Ce faci pentru a te menține motivată și interesată de munca ta? Îmi dau orice ocazie, comandă, proiect primesc, îmi dau 100% interesul, da? Asta mă ține motivată. Încerc să cumva să depășesc așteptările clientului. Cum ar veni să-l surprind, să fie așa, wow, nu m-aș fi gândit la asta. Dacă el îmi prezintă o idee și așa, nu știu, destul de lame sau nu a gândit-o prea mult sau pur și simplu nu are idee de fapt despre... Sunt mulți clienți care au un proiect, vor să-l pună în valoare, numai că nu știu destul de multe despre proiectul lor. Adică mai întâlnești de ăștia așa, confuz cumva, confuși. Vor să fac ceva, dar nu prea știu. Cumva le mai găsesc și eu răspunsurile, știi, le mai dau sugestii, când cumva simt pe un client că e confuz, îi definesc eu conceptul cumva în viziunea mea, să zicem. Și atunci se prinde și el niște chestii, se leagă niște chestii în cap și așa, wow. Și atunci, da, îmi place totdeauna când se întâmplă chestia asta, că ajungem la un consens și atunci e mulțumit de cât de implicată sunt proiectul lui, totdeauna se simte bine omul, că... Așa, și interesată de munca mea. Este interesată de munca mea pentru că e, în primul rând, pasiune. E pasiune slash muncă. E pasiunea pusă în serviciu muncii. Da, îți sacrifici pasiunea. Da, cumva da. Mulți pot sacrifica, dar... Și, nu știu, rămân interesată pentru că fiecare proiect e o provocare, cum ar veni. Și e o chestie pe care... O văd că trebuie să o îndeplinesc și să depășesc cu cât mai mult succes posibil și să fiu și plătită ca atare, dacă se poate. Și atunci satisfacția muncii, aia mă ține motivată. Puteam să zic asta din prima și să nu mai tot pălăvrăjesc. Dar există acel job satisfaction care la mine de obicei e chiar ceea ce mă ține în priză. Da, și totuși, cum reușești să îți găsești? Mi-ai spus că în momentul în care lucrezi la ceva, you're giving it your best. Și, dar cum încep mereu așa cu acel 100% în mintea ta pe care ai de gând să-l bagi în proiectul respectiv? Adică acel 100%? Interes și dorința de a depăși expectanțele clientului și poate propriul tău target și așa. Da, de obicei vreau să-mi depășesc și mie cumva așteptările. Știi, să nu fac ceva și... De multe ori când fac un proiect și eu nu sunt 100% mulțumită de el, atunci există din ce în ce mai mari șanse de ca și clientul să fie așa cumva nesigur în privința lucrării. Deci atât de cât eu să mândră de ce am făcut, atunci sigur că și clientul să fie mândru. E o chestie așa, e o regulă.
Deci trebuie să te convingi pe tine că lucrarea e bună, da, da, și da, implicit o să-l convingi. Totdeauna o să fie, totdeauna spiritul autocritic o să fie foarte, o să fie așa un factor foarte important în toată ecuația rezolvării proiectului și foarte de tare. Multe ori soluția e asta, spiritul autocritic. Da. Și ceea ce te face să progresezi. Și sigur că și la tine. Critica, autocritica asta mă nimicește uneori și poate să fie un pic cam mult pentru mine. Sunt fecioară și... Na. Nu știu ce înseamnă asta. Ok, sorry, wrong room. Da, da, și eu sunt foarte, foarte autocritică, dar... încerc să fiu mai flexibilă în treaba asta, pentru că, na, uite, pentru tine designul aduce și pâine pe masă, deci it's a full-time job. Pentru mine treaba cu muzica, na, e mai easy living, pentru că nu sunt condiționată de foarte multe lucruri. Da, de asta îmi place, sincer să fiu, chiar dacă câteodată mă gândesc cum ar fi să am și eu un alt job și asta să fie mai side gig și faptul că tu ai și un job și ai și acest side gig mi se pare super fain. Chiar, mi se pare fain că îți cauți și îți găsești timp ca să faci ceva ce te face mai fericită. Da, mă consider foarte norocoasă, sincer. Da. Aș fi crezut că după Pițipoance, there's that și, na, cine știe, o să rămân tot așa în, nu știu, side hustling, în treaba asta cu evenimente și nightlife, dar poate... lucrând ca și copywriter sau mai făcând comunicate de presă pentru evenimente, dar am rămas mai activă și it's not bad. Eu sunt motivată de mișcarea oamenilor din jurul meu, de impulsul evenimentului în sine și, nu știu, mi se pare că energia, schimbul ăla de energie, tu din spate, în spatele pupitrului și oamenii în fața ta e cel mai motivator lucru ever. E foarte fain. Și atâta timp cât o să vină oameni și o să danseze la evenimentele mele, am să continu să fac chestia asta. Și da, cât o să fie fun. Doar fun people. Da, da, da. Fun people only. Yep. Exact. Mă, încă nu ne-am întrerupt, deci... Să nu fie ceva personal. Care este realizarea ta preferată? Realizarea mea? Trick question. E ca și cum te-ai întrebat care e trupa ta preferată, așa e? Da. N-am una. Am atâtea momente faine în care am simțit că am ajuns la my full potential, dar... potențialul se schimbă oricum, cu cât evoluezi tu, nu știu, nu pot să-ți răspund, am mult prea multe realizări preferate. Cred că orice noapte încheiată cu zâmbetul pe buze și o grămadă de energie în mine e o realizare preferată. Da, it's the little things, așa e? Yes, it is. Ok. Încă o întrebare? Hit me. Ai una lungă. Ce lecții ai învățat din proiectele eșuate din trecut? Să... proiecte eșuate. Să mai cer... să cer avansuri. Chestii de astea. Da, e o lecție destul de dură, dar te ajută mult. Nu pot să-mi dau seama dacă aud așa proiecte eșuate. Bine, acum, da, să cer avans, asta e în legătură așa, dacă e să vorbesc mai de colaborări care au mers prost sau ceva. Da, dar pe plan cumva personal, pe știi ce fac eu pentru promovarea mea, ar fi să mă promovez mai mult. Asta trebuie să fac, da. Eu țin minte și când am început să lucrez la shelter și am început să fac afișele alea și chiar așa au prins la oameni și îmi ziceau ăștia colegii în continuu, fă-ți pagină de artist, fă-ți pagină de artist să-ți putem da tag. Și așa, ce să
faci un artist. Nu. Sunt artistă. Și totuși. Da, deci chestia de asta trebuie să fac. Să am un pic mai mult inițiativă în treaba asta cu a mă face vizibilă. Și să nu mai fiu atât de artista, boemă și comportamentul ăsta de... de da, artistul boem care refuză orice tehnică de asta de promovare și marketing și băgat în seamă și așa mai departe. Că îți corupe, vezi, doamne, eul. Yeah. Adică sună așa super fanciful și așa total bullshit, dar e așa o senzație pe care o ai din când în când, că parcă câteodată chiar nici nu vrei să te știe nimeni. Da, te cred. Uneori, tu și munca ta și ideile tale ajung. Da, cumva scopul meu nu este faima și glorie. Faima și glorie nu o să găsești în underground, așa. Nu. Că... Nu, nu. Bine, asta am exagerat, dar la ce mă refer eu ca să evit anumite eșecuri și mai departe este acel, așa, câtva la sută efort de a mă valorifica. Fiindcă nu o să fac altceva pentru mine, numai dacă îi plătesc eu, eventual, știi? Deci, chestia asta, să-mi revin din tot felul de blocaje de-astea mentale și prostii de-ale mele și să fac o treabă serioasă. Corect. Asta trebuie să fac ca să evite. În rest, proiecte eșuate, nici nu mai amintesc neapărat care au fost mega eșuate, numai când mi-am luat țeapă sau ceva. Pentru că se întâmplă că nu te asiguri dinainte. Sau, da. Când nu-ți dai seama că oamenii nu sunt chiar serioși. Asta se întâmplă mai demult. Acum e destul de... Îți cam dai seama când... Clientul vrea să faci o treabă și vrea o treabă de la tine și este o relație de asta, de fiecare are nevoie de celălalt. Deci nu este loc de de astea. De chestii necinstite. Uite, cred că și tu prin networking ai început să ajungi în cercuri din ce în ce mai ok și mai reliable, poate. Cu cât ai început să ai mai mulți clienți și să ai poate un feedback din ce în ce mai pozitiv. Cel mai bun lucru care se întâmplă prin chestia asta de networking, până la urmă, e că atunci când un client te caută pentru o lucrare, înseamnă că vrea stilul tău, știi? Și asta se întâmplă mai rar în fazele incipiente, când trebuie să te mulezi pe alte stiluri sau, știu, cineva vrea ceva într-un complet alt stil decât ăla pe care ai vrea tu să-l expui. Și deja dacă ai deja o constantă într-un stil și oamenii te știu pentru o singură chestie, chestia care îți place ție și mai mult, care te reprezintă cel mai mult și mai departe, atunci o să vrea fix aia și atunci știi că mergi la sigur și o să fie fain. Cred că, da, nu știu, nu m-am exprimat super elevat, dar ai înțeles ideea. Bun. Oh well. Mai tragem un bilețel? Tu m-ai întrebat ultima oară, da. Tu m-ai întrebat. Da, tu trebuie să tragem un bilețel. Hai că mai trag unul. Când te simți creativă? Acum. Acum. Da, acum mă simt destul de creativă, așa că o să-mi pun creativitatea la bătaie. Mm-hmm. Într-un set. În curând. Da, că urmează să pui muzică. Uh-huh. Nu, păi... Trebuie să devii creativă rapid. Da, am învățat să fiu așa creativă. Da, oricând, de fapt. De regulă, când... simt ceva puternic, nu știu, poate să fie atât o chestie pozitivă, cât și ceva negativ. Mă inspiră într-un fel sau altul. Și poate o să crezi ceva mai gloomy doar pentru că I just had a shit dream, știi? Mm-hmm. Și poate, nu știu, am o parte de sunny bike ride și o să fac un mix house. Așa că, cred că, da, după ce am experimentat viața destul de intens, atunci așa.
faceți băieții, nu au trecut alea 10 minute, nu trebuia să ne dați afară.